O, Doamne, Tată, bine înaintea Ta și vreau să mă gătesc pentru lucrarea Ta de lume, Tată. Binecuvântă-ți lucrarea de lume, Tată. Binecuvântă-ți lucrător, de toți frații și surorile mele care se ridică în numele Tău. Dă de Duhul Tău Sfânt și dă le putere să rășească cuvântul Tău cu putere. Și cât mai multe sufletul să împartă și să primească mântuirea și viața Tău. Vreau pentru toate bisericile din lumea aceea care se simt o fără ta, binecuvântă. Binecuvântă toți slujitorii bisericile care se simt o fără ta. Binecuvântă, Doamne, toate organizațiile misionare și misionare care se simt o fără ta. Binecuvântă toate organizațiile evanghelistice și evanghelistii care se simt o fără ta de lumea Tată. Binecuvântă pe tot ce se ridică numele Tău și prestesc cuvântul Tău într-un fel sau altul. Cumpre de Duhul Tău Sfânt și dă-le putere. Prestească cuvântul Tău cu putere. Și ajută cât mai multe suflete nemântuite să se împace cu Tău. Mijlocesc, Doamne, în mod special, Doamne, pentru lucrarea Ta din țara noastră. Adă mântuire, trezire spirituală în țara noastră. Dar începe-ți, Doamne, trezirea, Doamne, cu bisericile Tale. Binecuvântă toți slujitorii bisericii, pe toți frații și surorile care se ridică în numele Tău. Crede Duhul Tău, Sfântă-le putere de a vesti cuvântul Tău. Dar te rog, cercetează fiecare frate și soră să-și împlinească marea trimitere aceea de a vesti cuvântul Tău. Acei nemântuiți și ajută cât mai multe suflete nemântuite și cei cercetate de Sfântul să împace cu Tine, să primească mântuirea și viața veșnică. Pune mâna Ta lucrarea Ta din țările comuniste, Doamne. O, Doamne, binecuvântezi bisericii de acolo, slujitorii bisericii, misionare, evangeliști, toți frații și surorii de acolo, ele putere să vestească cuvântul Tău pe cei care suferă pentru lucrarea Ta. Scapă-i, Chiru, Doamne, și adă libertate religioasă în acele țări, mai ajut și în țara noastră. O, Doamne, și dă putere Evangheliei în acele țări. Îndocesc pentru lucrarea Ta din țările musulmane, binecuvântezi bisericile, frate, surorile, slujitorii bisericilor de acolo, misionare, evangeliști, pe tot ce se ridică în numele Tău, umple de Duhul Tău Sfânt, dă-le putere să vestească cuvântul Tău cu putere. Și adă libertate religioasă în acele țări. Lucrează Tu prin Duhul Tău Sfânt și ajută cât mai multe suflete să se împace cu Tine. Dă putere Evangheliei și în aceste țări. Mijlocesc pentru lucrarea Ta din țările induse. Binecuvântă-ți, Doamne, misionare, evangeliști, bisericile, slujitorii bisericii acolo. Dă-le putere să vestească cuvântul Tău și ajută cât mai multe suflete în acele locuri să se împace cu Tine, să primească mântuirea și viața veșnică. Mijlocesc pentru lucrarea Ta în Australia, din Groenlanda, din Antarctica, din insulele de-a lungul oceanului lumii. Binecuvântă-ți tu misionare, evangeliști, bisericile, slujitorii bisericilor. O, Doamne, pe toți frații și surorile care se ridică în numele Tău, umple de Duhul Tău, Sfântă-le putere de a vesti cuvântul Tău și ajută, Doamne, cât mai multe suflete de mântuite să fie cercetate de Tine, să se împace cu Tine, să primească mântuirea și viața veșnică. Pune în mâinile Tale lucrarea Ta din lume, dragă lucrătorii Tăi, mă pun și eu în mâinile Tale, sunt vasul de care te pot folosi, curățește-mă de tot ce nu este după voia Ta, umple-mă de Duhul Tău Sfânt, echipează-mă cu toate darurile Duhului Sfânt, care să mă facă folositor ție și lucrurile Tale. Dă-mi putere din puterea Ta de a te sluji, de a te vesti, de a te mărturisi și du-mă acolo unde ai nevoie de mine și folosește-mă tot după voia și puterea Ta. Cât mai multe suflete să împace cu Tine și numele Tău să fie slăvit în noi, Ta și glorificat prin așa. Amin. Ogoarele sunt gata de recoltă, dar lucrătorii sunt așa puțini. Mă dăruiesc, o Doamne, în întregime, ca să culeg recolta dintre spini. Sunt aici, la dispoziția Ta, cheamă-mă, te voi asculta.